Unitățile sanitare publice din țară vor suspenda pentru 30 de zile internările și intervențiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe din pricina creșterii accelerate a numărului cazurilor de COVID-19. Anunțul a fost făcut de șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Măsura nu va implica urgențele, femeile însărcinate care necesită controle obligatorii sau pacienții cu afecțiuni oncologice cronice sau care necesită proceduri de dializă. Fiecare caz în parte va fi analizat de medicul care tratează bolnavul, acesta urmând să decide dacă operația sau tratamentul în spital poate fi amânat.